Organizat de Protopopiatul Ortodox din Orăștie, festivalul Cu noi este Dumnezeu a avut loc sâmbătă la Catedrala Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Devenit o tradiție deopotrivă pentru Orăștie și pentru județul Hunedoara, festivalul a adus în acest an în fața publicului coruri din Timișoara, Zalău, Câmpeni și ansambluri corale hunedorene. Catedrala Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Orăștie s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru numărul mare de credincioși care au asistat la acest eveniment. A părut spectacolul. Grozav, foarte lăsat. Da, ne place corul, ne place muzica. Minunat, încântător. Venim în fiecare an. Reprezentăm, de fapt, familia celui care a inițiat acest festival, profesorul Ioan Popa. A fost minunat, ca în fiecare an. O să ne rugăm la Dumnezeu să continue acest spectacol la anul și mulți ani de acum încolo. Și acum să vă zic subiectiv, suntem bucuroși și fericiți că am câștigat un premiu și să sperăm că ne va ajuta Dumnezeu să putem să continuăm această activitate și să-L mulțumim, de fapt, că pentru Dumnezeu facem acest lucru. Prima ediție a Festivalului Interjudețean de Muzică Sacră, Cu noi este Dumnezeu, a avut loc în anul 1990. Inițiativa a aparținut regretatului profesor de muzică Ioan Popa, cel care a condus timp de aproape 50 de ani diferite coruri în Orăștie. Din 1990 până în 2012, manifestarea corală a ajuns la a 23-a ediție și se desfășoară în Catedrala Ortodoxă din Orăștie, în apropierea prăznuirii Sfântului Nicolae. În momentul de față este festivalul de muzică sacră cu cea mai mare tradiție și longevitate din România.